asta se întâmplă, așa era lumea făcută atunci. Hai să dăm așa pe rând. Asta e speranța de viață, nu știu, domnul poate să mă contrazică sau nu, în Japonia e vreo 84, prin Sierra Leone și e vreo 37-38 de ani, dar în medie, pe pământ, e 78, în România între 74 și 75. Asta este o frază pe care nu o să o mai citiți peste 20 de ani. Nu se poate întâmpla asta. Nu se poate. O planetă profund dezechilibrată n-are cum să continue. Nu se poate. De ce? Mai ales pentru că planeta merge la școală. N-au mai rămas decât 707, când am intrat la UNESCO, în 2000, erau 180 de milioane de analfabeti pe pământ. Peste 8 ani, când am plecat de acolo, mai erau 770 de milioane. Acum au fi 760-750 de milioane. Față de 7 miliarde de euro-4 locuitori, înseamnă 1 din 10 că nu știe carte. În curând va ști. Și pe om, după ce duci la școală, nu mai poți să păstrești. N-ai cum să admiți ca tu să ai 6 iahturi și la mine în Sierra Leone, să nu poți merge pe stradă. Și dau un exemplu apropo de Sierra Leone. Acum, conducătorul programului de cercetare în neuroelectronică, deci hai să facem un neuron care, electronic, care să fie capabil să imite neuronul dintre cei 100 de miliarde pe care le-au calitre noi aici. E un domn, un tânăr pe nume Boahem, un negru ca noaptea, pe care l-au cules americanii din Africa de vest, pentru că l-au descoperit că demonta și monta orice și toate îi mergeau lui, orice aparat electronic, îi mergeau lui. L-au luat la școală, l-au pus în America și l-a doctorat după 20 de ani, conduce la ora actuală un mare proiect de neuroștiințe în America. 20 de milioane de milionari și 1 de miliardari. Eu am avut norocul să merg să fac o vizită în Bangladesh la Muhammad Yunus. Muhammad Yunus a primit premiul Nobel pentru pace pentru că a inventat banca săracului. Merită să vă spun asta, deși sunteți un club de știință, și dar asta face parte din sociologie. Muhammad Yunus a zis așa, banii la ora actuală sunt sângele societății. Nu se poate trăi dacă n-ai bani. Omul sărac, cel foarte sărac, n-are cum să aibă acces la bănci pentru că nu știe carte, cel mai des, sau prea puțină carte, și nu înțelege condițiile de acolo. Unor nu știe nici să semneze și mai ales nu are cu ce garanta. Și atunci eu nu s-a inventat ceva care spune așa. Eu dau o sumă mică, dar mare pentru societate, nu dau decât la femei, că n-am încredere numai la femei, ele sunt trejorierul familiei planetare, o dau, vă dau cu dobândă și nu dau decât la femeia care are un proiect. Eu am fost la Muhammad Yunus, care m-a primit, lucram la UNESCO și am scris Ministrul Educației că vreau să-l văd. Ministrul Educației mi-a spus, poți să te primați, că nu ne primește nici pe noi, ăsta e mult prea deasupra. Și, dar eu am norocul, nenorocul unui CV așa de scandalos de plin, cum a fost curios, poate, cine e ăsta? Și am întâlnit cu Muhammad Yunus, un fel de Iisus Hristos de culoare cenușie, cam așa e, indian. Care mi-a zis, uite cam cum faci, mi-a explicat, nu l-am crezut. Și m-a zis, du-te să vezi. Și m-a trimis peste fluviu, a doua zi, cu echipa în care era bancherul care avea o geantă mare plină cu banc și care s-a întâlnit cu imamul și cu primarul din localitatea cutare. Acolo așteptau 5 femei. Una voia banii ca să pună orezul și după ce vinde orezul, îl plătește înapoi datoria. Alta vrea să cumpere o pătigă. O alta vrea telefon mobil. Nokia le vânduse telefoane mobile la preț de fabrică, la femei și prin Bangladesh. Nu sunt sârbe care se treacă pe sus, nu trece proiecte electric, nu trece capul. Nu, în schimb, telefonia mobilă s-a instalat peste tot. Așa că doamna în cauză avea telefonul și când vecinele vreau să vorbească, plăca cu tâncea fiecare. Asta strângea banii și după vreo lună, două luni, începea să plătească datoria. Plătea $1.20 pe săptămână. Dobândă foarte mare, 20 de cenți la dolar. Dar după o lună începe să plătească, când își vinde marfa pentru care primise banii, și încetul, încetul nu se grăbește. Muhammad Yunus mi-a spus, avea 96% banii plătiți. Deci săracii sunt cinstiți, plătesc datoriile pe care le-au. Bogacii
fură băncile, cum se cheamă asta, noastră, pentru pulverele. Dacă umblați, vă spuneți că tot cu buzunarele pline sunt unii care sunt în pușcărie, alții care au pus răboate, bogații fură băncile. Așa face Muhammadinus și nu primesc decât două femei, prima sută de dolari, celelalte trei sunt garante. Când astea două plătesc 25% din sumă, a treia primește bani. Când ajung la jumătate, a patra primește bani și așa mai departe. Asta e un sistem foarte sigur, iar Muhammad bin Rus mi-a spus atunci ceva absolut zguduitor. Dacă dăm încredere săracului, dacă îl facem să se simtă membru al societății umane, când în secolul al 21-lea spre sfârșit urmașii noștri vor vrea să știe cum arăta sărăcia, vor trebui să o caute la muzeu. Mi s-a părut absolut zguduitor. Mă scuzați că este un obiect absolut sine qua non, dar face și în progresul vorbătorului vreți. Uitați-vă însă la ultima frază. Asta îmi place să o spun, o las să apară în primele trei propoziții și vă fac să apară numai pe asta. Vă rog să o citiți cu adâncul minții. La ora la care stăm de vorbă, 36 de milioane de chinezi iau lecții de piano. 36 de milioane înseamnă populația Poloniei. Ia puneți în minte 36 de milioane de piane unul lângă altul. 36 de milioane de chinezi care dau lecții. Ne trebuie o fabrică de piane ca să avem așa de multe piane. Nu sunt de pământ. Ne trebuie o școală specială, o facultate, o inclusivă de acordori pentru coadele de piane. La coadă stau chinezei mititeli și chinezele mititele care să treacă la lecții și să facă lecții. Printre ele se găsește Mozart. Printre ele se găsește, cel puțin jumătate, vor înghiți civilizația occidentală. Vrem, nu vrem, asta se va întâmpla. Deci numai fraza asta vă spune. Eu am fost în 22 de zile în China, de la Beijing, în Tibet, la Lhasa și la Hong Kong. Au arătat tot, m-am întâlnit cu jurnaliști de știință, jurnalismul de știință la noi nu înseamnă numai noi trei și Florin și pe Provizva, nu suntem mai mult de 20 în România. Pentru o comparație, Finlanda are 100 de jurnaliști de știință și știe mai bine ce se întâmplă pe noi. Acum am văzut, am fost la cele trei defilee. Unde ia țeu, te poți urca cu vaporul la deal, ca să zic așa, în Amonte. Trecând din ecluză, ecluză, o noapte întreagă am stat și m-am uitat, cum se umflă apa, te duce mai departe, și merge acolo. Și am aflat că toată construcția asta gigantică, cea mai mare hidrocentrală de pe Pământ, a fost făcută în 9 ani. Asta e așa de puțin, că nu se lăsă greșe. Da, mi-a spus cel care mi-a arătat lucrul acolo, da? Dar înainte cu 30 de ani, noi am făcut o repetiție. Cum am făcut o repetiție? Pe un afluent al BMC am construit o hidrocentrală de dimensiuni mai mici. Pentru ea am făcut o universitate specială de constructori de hidrocentrale, școli speciale pentru muncitori și tehnicienii de ăla, vaporenii care erau antrenați acolo. Am făcut toate astea în câțiva ani. Toată lumea învăța meseria și când am aflat de treaba, aveam cu cine să lucrăm. Așa lucrează chinezii. Chinezii îți fac șutătările pe multă vreme. Rosling este un sociolog și medic și statistician și electronist. Dacă vă spun că acum 2 ani vara la Helsinki, la Forumul Mondial al Științei, Rosling a spus nu pot să vă vorbesc decât la 8 dimineață. Și la 8 dimineață, un amfiteatru era clar, era în plaie peste grama de toți jurnaliștii Pământului, să vedem pe astea, că era un spectacol nebun. El, să încercăm să găsim gap Bilderberg ăsta. Ne-a prezentat de pildă China. Încă nu fusesem acolo, nu văzusem minunile pe care l-am văzut. Și omul ce-a făcut? S-a așezat în spatele catedrei de la care ne ținea lecția, dar s-a așezat de tot așa. Și zice, scotea doar un loc, eu sunt China, zice. 2 miliarde stau aici, nu? Lumea n-a putut. Acum iese Mao Zedong și începe marșul ăla și toată lumea și formă un sare, face un salt și acum vine Deng Xiaoping, cel mai mare economist din istoria Pământului, și face un salt și acum sunt eu China și mă întresc pe locul întâi în economia mondială. Sigur că toată lumea m-a aplaudat. Hai să facem să miștesc cea de acolo. Nu rost să vorbească, ci tabloul ăla, care e o
o schemă în care sunt luați doi parametri. Nu știu dacă sunt suficient de expliciți acești doi parametri. Pe bogăția și sănătatea națiunilor. Aici, încă nu știu nimic, aici este PIB-ul planetar și aici este vârsta, speranța de viață. Sunt luate datele de la 1800 din toate țările europene, din China, care și în Japonia, care aveau înregistrări, nu știu când, ce exista prin țările arabe, prin țările africane, se extrapolează, se face un model matematic și o să vedeți o curvă care reprezintă felul în care evoluează țara cu tare. Nu te rog pe cartușul ăsta și caută în România. Așa, apasă pe play-ul ăsta. Încep cu 1800, da? Asta e România de aici. La 1800, speranța de viață era 32-33, crește în bogăție, unirea principatelor se ridică, iată că crește bogăție, speranța de viață încă nu. Eliberarea de sub jugul otoman, unirea principatelor, de aici începe România Mare să crească, iar uitați-vă, speranța de viață, viața e mult mai bună, vine primul război mondial, al doilea război mondial, se întâmplă, astea sunt războaiele aici, totul se răsucește. Aici, să vedeți, sunt anii, povestea asta e când Ceaușescu dă ordin ca toate femeile să nască 4 copii. Când se amestecă politica matematică și știință, dă totul peste cap. Deci, ce vedeți aici, gâlma asta, înseamnă o hotărâre stupidă, pentru că altfel România ar fi trebuit să fie aici. Ia punem o întrebă aici, ultima. Vă rog să vedeți cât de bogați sunteți. Citeți 18.120 de dolari, da? Și speranța noastră de viață a trecut de 75. Putem fi fericiți. Adesea mi se spune, trăim prost. La clubul la care merge domnul profesor Dup și cu mine, profesor Vestian, care e o cuvinte extraordinară, e pesimist inevitabil. Și eu am de fiecare de două argumente. Domnul profesor, cât ați fi trăit dacă era în 1900? Speranța de viață era 41 de ani. 41 de ani. 2000, ia să vedeți, cât e speranța de viață? 70 de ani, în ciuda războaiei. Păi dumne, când capeți la unica și de singura ta viață, 30 de ani, e ceva, nu? Iar acum să știți că în fiecare an câștigați 3 luni de viață. Vreți, nu vezi asta mi se întâmplă? În medie, statistic, nu afla, da? Deci la fiecare un an, 3 luni, la fiecare un an, 3 luni. Iar în anul, nu știu dacă o să fiți pe aici, persoane prin anul 2100, nu cred, poate tu ai să fii, 92,3 ani va fi speranța de viață. Asta înseamnă mulți centenari și unii care pleacă mai devreme. Dar și mulți centenari. Foarte mulți centenari. 92,3 ani. Ce mai spune Rostic? Spune 80% din copiii planetei care se vor naște din 2080 vor fi negri. Din cauza Africii. Populația se dezvoltă. Ceea ce înseamnă că dacă vin marțienii prin 2100 și ceva, găsesc o planetă neagră și metisă. Omul iese din istorie. Asta se întâmplă, asta e fizică, asta e matematică, clar. Așa, te rog, întoarce-te la asta, că vreau să comparăm România cu Germania, care a trecut prin multe nenorociri, dar e Germania. Ia, caută în Germania. Și aici, hai să o luăm. Germania e de la început mare, sigur că încă n-a venit Bismarck, acum vine Bismarck, 1820. Și ia uite cum crește, speranța de viață este 40 de ani, este mai tare ca la noi, deși soldați, ocupase de Parisul, ce primul război mondial curând, speranța lor de viață crește, bogăția la fel, România rămâne pe linie ei, putem parale. Aici primul război mondial, iau de ce frăznaie, ce li sunt, de ce dramă li sunt de cumplită, vine Hitler, al doilea război mondial, cumplită, la iureală, strică complet istoria, un geniu dement, absolut dement, care își transformă poporul într-o nație de criminali. Asta s-a întâmplat în Germania. Iată ce poate să facă din. Și te rog acum să pui pointerul aici. Și pentru că nemții sunt nemți, 43.000 e bogăția, 82 de ani trăiesc acum. Ia la China, vă rog. Hai să comparăm China, să vedeți cum e China. Încă o dată, gap, mean, there, gap înseamnă prăpastie, tu mai înseamnă judeca, gap, mean, there, punct, orică. E poezie, e superbă.
Chinați vreo pe bulină mare, e China. Dar în timp ce toată lumea crește peste tot, chinezii, datorită ocupării de către Marea Britanie, războiul opiului, răspala boxerilor, scap în speranța de viață până spre 25 de ani, scap în bogăție, bineînțeles, abia când apare Mao Tse-tung, încep să se ridice, marele marș al lui Mao Tse-tung, pe aici, pe undeva, trebuie să apară Deng Xiaoping, pe aici, acolo, Deng Xiaoping, bulina asta gigantică crește, se oprește aici, departe de Germania, avea cu puțin, pe lângă noi, cam așa, cu speranța de mers de viață 77 de ani și trebuie să vă spun că odată am fost într-o misiune oficială la o mare întâlnire de sport, era ministru sportului atunci și la sfârșit, chinezii sunt cheflii ca toată planeta asta, că nu planetă de cheflii. Și la sfârșit ne așează la 200 de mese câte erau acolo pe stadion, aduce de mâncare, aduce măotaiul, beau chinezii, se deschid la cravată, că nu mai poate. Și îmi spune mai mare de locurilor. Noi avem mare probleme. Chinezii trăiesc prea mult. Eu am rămas fără grani, el a văzut, eu am crezut că am tradus traducătura. Și vede el că zice, zice, nu spuneți, mă chipiți pe voi că facem planurile aici la voi, nu se poate altfel, de 1 miliard 200 de milioane că erau atunci. Dar când trăiesc cu 10 ani mai mult decât am făcut noi, ca toate mi s-au dat peste cap. Asta e situația, trebuie să ne adaptăm, de ce mai departe, încercăm, facem bine, înțelegem ceea ce și fac acum. Da. Asta e schema lui Rosne, ca să ne întoarcem în poveste. Asta l-am arătat la începutul Robertul Meters. Așa, în 2059,4 miliarde de pământeni, spune unde?